învățăm să acordăm paharele cu ajutorul apei. Ce înseamnă asta? Înseamnă să obținem note muzicale pe fiecare pahar. Ca de exemplu gama do major. Sunt sigură că vă mai amintiți. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Primul pas în acordarea paharelor este găsirea sunetului natural pe care paharul gol îl produce. Aici avem trei tipuri de pahare. Unu, al doilea și al treilea. Haideți să începem cu primul. Este exact nota sol de pe pian. Asta înseamnă că și celălalt pahar este tot nota sol. Și continuăm. E un pic mai sus. Sol. La bemol. Nu ne folosește astăzi. Îl aruncăm? Nu! Îl transformăm cu ajutorul apei. Și al treilea tip. Do! Este chiar nota do, doi. Din gama do major avem doar sunetele sol și do. În acest caz, sunetele tuturor celorlalte pahare vor fi transformate cu ajutorul turum apei. Deci, îmi doresc să obțin sunetele do, re, mi, fa, sol. Acest pahar va rămâne gol pentru că deja are nota sol în mod natural. La, si și do. Și acest pahar va rămâne gol pentru că are sunetul do în mod natural. Precizare! Sunetul cel mai înalt este cel al paharului gol. Adăugând lichid, sunetul scade ca înălțime. În cazul acestui pahar, pentru a obține sunetul do 1, va trebui să adăugăm mult lichid. Încercăm? Mă opresc pentru a verifica ce sunet am creat. Oh, sunt abia la nota fa! Și trebuie să ajung la do! Ia să vedem acum. Am ajuns la si de sub do. În cazul acesta, am adăugat prea multă apă. E vorba de o cantitate foarte mică. Acesta este sunetul do! Deci noi ce am făcut? Am adăugat lichid în așa fel din nota sol inițială să obținem sunetul do. Do. Sol. Do. Acum trebuie să obținem nota re. Și trebuie să coborâm tocmai de la la bemol. Multă apă. Re! Continuăm! Nota mi este mai sus decât nota re. Asta înseamnă că vom adăuga mai puțină apă. Mi! Do, re, mi. La bemol! Aici ne trebuie nota fa. Bineînțeles că vom adăuga
adăugăm mai puțină apă decât la nota mi. Fa! Iar acesta, vă amintiți, este chiar nota sol. Deci îl lăsăm gol. Do, re, mi, fa și sol. Aici avem nevoie de sunetul la. În mod natural, acest pahar produce sunetul do, doi. Deci trebuie să coborâm până la la. Pe do 2 le avem deja. Pentru nota si trebuie să adăugăm mai puțină apă față de nota la, pentru că sunetul este mai înalt.